is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Bună dimineața, vă salutăm tot de la munte. Ne-am așezat aici sub un foișor, ne pregătim să mergem în următoarea destinație, dar am vrut așa la început de vlog totuși să vă povestim ce spectaculoasă a fost ziua de ieri. Nu am vloguit, însă am filmat câteva cadre pentru voi, pentru că a fost într-adevăr ceva deosebit ce am experimentat ieri aici în Colorado. Ne-am trezit de dimineață în Breckenridge și încă nu aveam o direcție, ne-a luat vreo oră jumate să ne dăm seama care e următoarea destinație. Mm-hmm. Aveam o idee, dar aveam prea multe opțiuni și a fost greu ca să luăm hotărârea cea mare pentru noi. Așa că întrebând localnicii ce preferă ei în privința bazinelor astea cu apă termală, am hotărât să mergem la Glenwood Springs. Iar până să ajungem la Glenwood Springs, natura ne-a dat peste cap, o frumusețe nemai văzută. Breckenridge e undeva la vreo 10 mile distanță de I-70, adică de autostrada 70, și mergi puțin în nord, ajungi la ea și mergi spre Utah, adică vest, pe autostrada respectivă. Vreau să vă spun că toată e împodobită cu canioane, cu tot felul de roci, Colorado River care șerpuiește în partea stângă autostrăzii. În unele locuri se deschid defilee foarte frumoase, vegetație în stânga, în dreapta. Am avut o zonă muntoasă. Sincer, drumul respective până la Glenwood a fost în sine deja o excursie, pentru că noi ne-am gândit că o să fie frumos. Că am văzut și drumul până în Breckenridge a fost spectaculos, dar parcă drumul de la Breckenridge la Glenwood a fost, nu știu, de 5 ori mai spectaculos ca cealaltă porțiune de drum. 2 ore așa de frumusețe maximă, parcă nici nu aveai cuvinte. Nu ai cuvinte să descrii. Îți să te oprești la fiecare pas. Din loc în loc, la așa aproximativ 20-30 de mile erau parcări și toate erau numite scenic view sau, eu știu, puteai să te oprești, viewpoint. Da. Adică erau, nu erau niște parcări normale, erau niște parcări în care ai ce să vezi, oprești și rămâi căscat. Poți să faci o poză, poți să surprinzi niște imagini spectaculoase, iar drumul excepțional, fără gropi, fără, perfect am mers până la Glenwood. Da. Și se merge destul de tare, chiar dacă într-o porțiune e puțin limitată viteza, camioanele n-au voie pe banda a doua, dar în rest se merge 80-85 de mile pe oră, se merge bine. Statul Colorado e renumit pentru viteza care e mai mare puțin decât în alte state și oamenii se duc cu 90 așa, pe linie. Și apoi am ajuns în Glenwood, unde deja de pe șosea am observat piscinele și ne-am făcut deja o impresie și așa puțin și pe partea asta logistică. Am dat $100 în total, preț pentru două persoane de intrat și închiriat două prosoape. Prosoapele se închiriază, nu poți să cumperi, nu sunt gratuite. Deschis de la 9 la 10 seara, de la 9 dimineața la 10 seara. Cred că biletele sunt $45 de persoană și prosopul a fost $4 și apoi cred că $2 taxe, nu știu exact cum a fost. Inițial am zis, o, e cam scumpicel, dar odată ce am intrat ne-am dat seama că nu e deloc scumpicel pentru ce oferă și totodată să țineți cont că e proaspăt renovat. Am văzut o grămadă de review-uri pe internet de la persoane locale din Colorado care au venit de la 2-3 ore distanță special să vadă cum a ieșit renovarea acestui resort, acestei stațiuni acolo. Sunt mult mai multe fântâni sau izvoare cu apă termală în zonă, dar cea din Glenwood Springs se numește Yampaho, pare mi se, și ce e interesant la ea e că are o apă foarte fierbinte, iese la 50 și ceva de grade, pare mi se, din pământ, foarte fierbinte, te arzi, au în interiorul resortului fântâna de demult, fântâna cea veche de când au deschis resortul. Pare mi se că în 1888, atunci când au pus bazele respective, bazele construcției și a fântânii, și după aia încet încet au clădit și au dezvoltat resortul respectiv. De menționat că la început consumau apa și scria acolo, am și filmat panou, că la început se vindea cu 50 de cenți, probabil că atunci valora mult mai mult 50 de cenți, dar sigur, așa se vindea sticla cu cam apă. Așa era și motorina probabil, sau benzina. Sigur, da. Că zice ajuta la artrită, la
probleme de digestie, acum nu se mai consumă, probabil din cauza că noi ne-am mai, să zicem așa, am evoluat între ghilimele și nu mai consumăm apa respectivă, dar cu siguranță ea are o grămadă de minerale în continuare bune. Piscina are 1 milion de galoane. Cea mai mare piscină, da. Și apa, revenind din nou la apa, are 15 minerale în ea. Din cauza asta e foarte bună pentru sănătatea omului, mineralele respective. Deci apa minerală nu e cea cu bule, e apa aia care iese din pământ, naturală, sănătoasă, aia e apă minerală. Și dacă ai nevoie de apă minerală, nu ai nevoie de o apă cu gaz în care s-au adăugat CO2, așa în paranteză. De menționat că au cea mai mare piscină cu apă termală din America. Nu știu dacă din lume, dar e cea mai mare piscină cu apă termală din America. Are 1 milion de galoane de apă și vreau să zicem că a fost extraordinar de curată. Am mai văzut la alte stațiuni o grămadă de review-uri în care comentau că fundul bazinului era așa slinos, slimy, apa se vedeau impurități de murdărie. Aici a fost cristalină apa, bineînțeles cu culoarea aceea maronie, dar fundul bazinului scârțâia, că începe la o dimensiune mai mică, adâncime mai mică și ajunge până în punctul în care trece peste tine cu mult. Acolo Ionuț a făcut niște salturi. Am filmat doar unul, ca să nu vă sperii, era doar de încălzire. Următoarele au fost mai puternice. Vă dați seama ce putere de izvor. E ca un pârâu, e ca un pârâu destul de puternic. 3 milioane jumate de galoane de apă se iasă dintr-un izvor de apă termală pe zi. O să vă scriem aici în litri cât înseamnă. Și alea ies la 56 de grade paremise, dar apa din bazine nu e la temperatura aia, ai doar fântâna străveche care e lăsată și e un loc așa mai ferit în care sunt puse panouri, să ai grijă să nu te arzi pentru că apa e foarte fierbinte și într-adevăr am pus un pic mâna, piciorul. Acolo e și închis pentru copii. Trebuie să deschizi gardul ca să te duci jos, ca să nu se întâmple accidente. Da. E chiar fierbinte. Noi am reușit să băgăm numai așa un pic vârful degetelor de la picioare. Dar ei scad temperatura apei ca să poată să fie sigură pentru oameni și să nu se pârlească nimeni, să nu plece fără piele. Apa în bazin e undeva între 30 și 40 de grade. Sunt vreo două bazine care sunt lăsate foarte reci. Cred că acolo e la 10 grade, da. Ca să faci băi intermitente dacă vrei, dar toată apa din toate bazinele e apă termală. Ne-am văzut că pe la ora 2, când era cel mai cald, am stat în bazinul care era mai răcoros un pic, însă seara, că am stat până târziu, ne-am băgat în ăla cel mai fierbinte ca să te poți încălzi. E un fenomen interesant când afară se răcurește, că ești între munți și tu stai acolo la căldură. Am zis cu Ionuț că trebuie musai să venim odată și iarnă. Cred că e spectaculos să fie înconjurat de zăpadă, munții de jur împrejur să-i vezi albi. Apoi zile ne-am mai dat și pe niște colaci acolo în toate curburile astea. Știți că m-am dat și eu. La final am zis, hai să filmăm niște cadre și l-am filmat pe Ionuț, dar și eu m-am dat. Vă rog frumos, ne-am dat și împreună. Oana doar a filmat că ne-a trebuit cineva să filmeze. Am tras și o trântă eu. A fost tare și ăla e... Foarte fain. Cred că și asta e o chestie nouă la resort, cei care deja l-ați văzut. Să știți că are lucruri noi și merită de revăzut. Nu-i facem atâta reclamă pentru că avem ceva de câștigat, doar că e o chestie faină. E alt lucru frumos pe care l-au făcut și Colorado, în general, e axat în special pentru a face lucrurile frumoase, pentru că e o atracție. Din asta fac banii cei mai mulți, din turism. Și pe noi ne-a uimit stațiunea asta, pentru că în zona noastră de Midwest, acolo în zona Illinois, nici vorbă de așa ceva. Și cumva ne-a fost dor, că noi fiind din vestul României, avem Felixul, avem și băile ungurilor și ai acces la băi și ne place mult. Și toată sfârșit, zona de vest sau estul Ungariei e răspândită de ape termale. Bun, hai să mergem la Aspen. Sunt curioasă și drumul până acolo, cât avem, o oră și jumătate? Mai puțin avem până în Aspen, dar până în punctul cel mai înalt o să ajungem. Am zis și asta. Nu ne zic. Hai să mergem. Rămâneți. Prima dată la Farmers Market în Aspen. Falling down, I will keep on searching for my highs. You can say a lot.
Am ajuns în Aspen, suntem în zona stațiunii și tocmai ce am trecut pe lângă un aeroport. O grămadă de avioane private, mici, mai mari, toate dimensiunile. Vă dați seama că fiind așa o stațiune scumpă, înstărită, cu multe case de vacanță și totul e lux, lux, categoric că oamenii respectivi, fiind în acel statut social și la bugete atât de ridicate, au avioane private. Și erau așezate acolo, a și aterizat un avion în timp ce conduceam. Noi am încercat să surprind așa puțin din lateral aeroportul. Foarte tare. Ne apropiem de Aspen, tot mai mult. Mai avem 8 minute chiar până în centru, unde o să fie marketul fermierilor. Și e o vale superbă, foarte, foarte înverzită, mulți copaci, multă verdeață și oriunde te uiți 360 de grade, ești înconjurat de munți. Keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Am ajuns în Aspen oficial, am parcat. Parcarea e accesibilă, $12 pe toată ziua, dar bineînțeles că dacă stai o oră, două, trei, e mai puțin. Și am urcat aici sus, urmează să o luăm încolo spre market și am vrut să vă arăt ce frumos e. Ia uite, o grămadă de spații verzi acolo jos, sunt niște băieți care se joacă cu câinele, tot aruncă frisbee, câinele fuge după el, o grămadă de copii în partea cealaltă, e ceva parc de joacă pentru copii, casele acolo sus pe munte, foarte, foarte frumos. Aici e primăria, biblioteca. Ia uite ce frumoasă e, am fost mai înainte înăuntru și acolo o statuie frumoasă cu un călăreț. Splendid! Ionuț aici încearcă să fotografieze o pasăre colibri, dar pe când ne-am instalat noi obiectivul, au plecat pasărea. Nu știu dacă știi, dar trebuie să fii foarte rapid cu păsărelele astea, se hrănesc în câteva secunde și zboară la fel de rapid, așa că nu au reușit să o surprindem. Tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time, but you gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna say, put it all straight before this night turns into day, and then I'm on my way. Yes, I'm on my way. Am ajuns la market, nu prea am vorbit mult cu voi pentru că e multă, multă lume și mai sunt și patru pești aici. De toate culorile, mici, mari, slabi, grași, tot ce vrei, de rasă, nederasă, plin, plin de căței, plin de familii, oameni tineri, frumos, foarte frumos. E așa, plin de viață, găsești legume, fructe, bijuterii, artă. Frumos, chiar e un market reușit și locația ajută foarte mult să fie așa înconjurat de munți. Mergem în continuare, vom mai filmăm și vouă puțin să vedeți ce fel de produse se găsesc la market în Aspen și apoi vrem să vedem puțin orășelul, că e splendid. A bit naive, I'm so eager to please. You know I played full of... Cu șapca pe cap, arde soarele și nu adie vântul deloc, foarte, foarte cald și ne-am oprit aici la ai noștri greci să ne luăm niște falafel, să vedem cum o să fie, arată gustos la cine am văzut aici din jur. Și am văzut mai în spate încă de brutărie, ceva care avea un focaccia, sper să mai fie, să vedem. Când noi am văzut-o la intrare și am zis, hai că dăm toată tura, să analizăm situația și ne întoarcem, sperăm să nu fi fost luată de altcineva. This pain is not of the
am ajuns aici pe o stradă pietonală, în centru, în Aspen. Vreau să zic că sunt doar branduri și branduri, doar designer foarte, foarte scump și buticurile care sunt locale sunt la fel extraordinar de scumpe. Tot ce ține și pe partea asta de bijuterii și accesorii, iarăși, de exemplu, în market nu am găsit o pereche de cercei, vorbim nu aur sau argint, sub $200. Deci undeva pe acolo. M-am uitat că mi-au plăcut câteva modele, dar exagerate ca preț. În schimb, atmosfera e frumoasă, oamenii sunt frumoși, vremea e superbă, vedeți cerul în spatele meu cât e de albastru și ne plimbăm puțin pe aici. Arhitectura e iarăși spectaculoasă, la fel ca în Breckenridge. Fiecare căsuță, fiecare butic e decorat diferit ca să te atragă înăuntru. Suntem într-o zonă verde din Aspen și au organizat tare fain aici terene de volei. Toată lumea joacă volei. Nu știu dacă e un campionat sau care e motivul pentru care se joacă, dar văd Let's Go, e un brand sau volleyball. Let's Go Volleyball. Asta e organizatorul. Și e plin de oameni, plin de oameni, plin de tineret. Bineînțeles că e lumea tineretului și a câinilor aici. Asta vezi la tot pasul și mulți oameni cu doi, chiar și cu trei câini. Doamne cu doi în brațe, fenomen. Un aer de munte foarte respirabil, foarte sănătos. Un aer european, foarte european, pentru că construcțiile sunt lucrate așa, cu cărămidă, cu piatră. Arată foarte bine stațiunea asta. Și chiar lângă, ne uităm la 100 de metri, începe stânca. Undeva mai în stânga e telegondola care urcă schiorii când e vreme de schi. Dar în afară de aia am văzut și telescaune care urcă puțin mai la dreapta. Deci suntem pe o vale, e superbă. E destul de cheală, aici e ceva vegetație, pe partea cealaltă sunt mai puțin copaci. Dar toate pârtiile sunt aici, în zona asta. Și am văzut că se urcă până undeva la 12.000 de feet altitudine, comparând Aspenul cu Breckenridge. Acolo e o stradă principală pe care se umblă stânga-dreapta și mi se pare că e rupt contactul cu localitatea. Te duci ca turist, intri în fiecare și a terminat. Aia e mai rece, zic eu, puțin. Și chiar dacă se laudă că au vreo 80 de restaurante, nu-ți vine să mergi așa mult în ele față de ce am văzut aici. E un lux, aici e un lux, foarte mult lux, opulență și dincolo e mai de acasă, poate, sunt oameni care trăiesc acolo mai mult, nu știu, dar arată mai bine, da, e mai de tradițional, probabil. Aici, Aspenul mi se pare că e top, de-aia, dacă o să cauți pe internet, o să căutați pe internet, găsiți Aspenul, că e deasupra tuturor stațiunilor din America. Avem aici o telecabină, special pentru Aspen făcută. E chiar la intrare în gondolă și nu știu dacă observați, dar e tot îmbrăcat în Dior. Că nu se poate altfel aici la oamenii, un statut ridicat, oamenii bogați și telecabina este Dior. Vă trage imediat câteva cadre, dar mi s-a părut amuzant că e aici și, na, poate în spatele meu o fi magazinul Dior, cine știe. Am văzut și Gucci, am văzut o grămadă de magazine cu ceasuri, cu bijuterii. E top. Ne pregătim să urcăm cu gondola, care, apropo, e cam scumpicică, $36 de persoană, să urci sus, o singură tură, deci dacă ai coborât, nu mai urci din nou. Dacă vrei, este pass pe 3 zile cu $46 și ăla e unlimited, urci de câte ori vrei. Dar dacă vii o singură zi, nu știu, nu cred că vrei să urci de câteva ori, deci e ok. Un singur ride, $36. Am luat o cafea, cum se cuvine, și am vrut să vă arătăm ce drăguț e cafeneaua asta în exterior și înăuntru arată foarte bine. Dar uite, niște blăniță,
capături așa mai vechi, băncile astea așa de lemn. Aici probabil că pe timp de iarnă se pornește foc ca să te încălzești. Ionuț analizează să vadă ce casă de 100 de milioane de dolari o să ne luăm în Aspen anul ăsta. Să decizi că vrea să se mute aici. Lasă Chicago-ul, frigul din Chicago, frumusețile alea de zgârie nori pentru Aspen. Fie înconjurat de munți, să fie greu. Da, am găsit un colț de rai aici, chiar și în Aspen, nu doar la Lazuri, este și în Aspen un colț de rai, foarte bine conturat, cu piscină interioară, ceva living room, foarte rustic, cu candelabru superb și probabil că are și un fireplace, adică un șemineu foarte arătos, lucrat în piatră. Ai de mine, deci 7 dormitoare, 10 băi. Și 3 băi jumătate. Da, pentru că îmi propun să facem o familie mare, să fim o familie mare. 14.000 de square feet. Ai 1.400 de metri pătrați. Acum mai punem fundația familiei. Începem cu o construcție de... pus o construcție pe 66 de acri. Wow. Înseamnă vreo 30 de hectare, poate. Hai de mine. La prețul de doar? De doar 55 de milioane. Deci 55, important că 60 după 55 nu e așa mult. Da, o flac. Sigur o să ne dea banca atâția bani. Dar nu apelăm noi la bancă. Oh, vrei jos? Da. Uite și la 36 de milioane. Pe 36 de milioane de dolari. Mai pentru aici o proprietate cu 1200 metri pătrați locuibil. De dincolo? Sau? 7 milioane, uite. Da. 13 acri. Ai un observator. Wow. După cum vedeți că prindem viteză și o să dureze aproximativ 20 de minute să urcăm până sus, o să fim la 12.000 de feet și ceva. Probabil că au acolo sus un semn unde ne informează altitudinea și deja probabil că vedeți în spatele meu frumusețea asta de munte și ce peisaj spectaculos avem aici în Aspen. E frumos, merită. Ia să vedem ce avem în față. Oh, de data asta gondola e mai curățit un pic. Da. Și avem și libertatea să filmăm. Și nu ți se pare că suntem mai sus față de Breckenridge? Ca altitudine? Nu, gondola e mai ridicată. Față de pământ, da. Stâlpiți mai înalți. Dar îmi place că avem geamurile astea prin care putem să filmăm și să vă arătăm și vouă. Altitudinea crește mereu la fiecare 10 secunde și mai des de atât chiar. Ascensiunea e foarte mare și stâlpii foarte înalți. Am mai urcat cu gondole, dar nu știu dacă a fost vreuna așa înaltă ca și asta. E un sistem de stâlpi foarte puternici și foarte silențioasă gondola. We fall apart, and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. Suntem în vârful vârfului. Trebuia să ducem un steagul României, să-l punem aici. Steagul României, steagul Americii. Am ajuns în vârf. Da, știi când se face treaba aia? Te îndurci pe jos. Da, știu. Fiecare cum poate, cu unii cu gondola, alții pe jos. Este ceva de nedescris locația asta. Eu nu am cuvinte suficiente să pot să descriu ce e în spatele meu. O să filmăm câteva cadre, am făcut câteva poze. E ceva superb, e așa emoționant să vezi
atâta greutate aici pe pământ, cum munții ăștia pasă pământul și parcă sunt cât vezi cu ochiul, nu le vezi capătul. Și e chiar aici 360 de grade, cum ne uităm așa în jur, sunt munți peste tot. Ție, dragă? Și ce e foarte interesant, că pe toți versanții ăștia, oamenii au tăiat trasee de schi, da? Pârtii de schi, sunt nenumărate, nu știu, e ordinul zecilor de pârtii și probabil că sute de kilometri de pârtii de aici până jos. Dacă ne lua vreo 20 de minute ca să ajungem aici în vârf cu telegondola, vă dați seama că să cobori, șerpuiești tot muntele și poți să sari de pe o pârtie pe alta. Și de aici mai sunt locații unde e telescaunul și te duci. Până aici e telegondola, dar de aici se ramifică așa în mai multe direcții. Da, de aici cobori până undeva, de acolo e un telescaun, urci pe altă vale, pe alt munte și așa mai departe. E foarte frumos, așa cum puteți vedea aici în jurul nostru. Ce să facem aici, dragă? Stăm la munte. Astăzi e cea mai frumoasă zi, poate că mâine o să ningă aici. Chiar jos ne spunea că în orice clipă poate să înceapă să ningă, așa puțin, dar a spus că prima zăpadă așa puternică o să fie prin octombrie. Dar deja, deci știu, departe. La începutul septembrie oricând poate să nizgure așa, prima zăpadă așa o ușurică. Greutatea din octombrie începe sezonul și vorbeam cu o localnică ieri și ne spunea că soțul ei acum 2 ani a schiat în de 4 iulie, de 4 iulie, de ziua Americii, el a schiat în Breckenridge. Deci vă dați seama cât poate să țină zăpadă aici? Și e fain că sezonul se deschide atunci când e zăpadă, nu se deschide în 11, să zicem, noiembrie. Așa e, da. Când avem zăpadă de schiat, gata, s-a deschis sezonul. Bine, aici cam e sezon tot timpul, că parcă te bucuri de munte și vara și iarna și tot timpul îți vine să vii la munte. Hai să vă filmăm și vouă niște cadre, că am vorbit destul și lăsăm să vorbească imaginile în locul nostru. Hey, where have you been? I've been looking for you now and then. Someone just like you. Foarte fain aici sus, începe așa o drumeție și sunt o grămadă de măsuțe de picnic cu un punct acolo în care poți să mergi și să vezi toată deschiderea asta maestoasă și spectaculoasă, dar îmi plac măsuțele astea de picnic, că dacă ai la tine ceva, un sandwich, niște fructe, poți să te așezi fain și să-ți tragi sufletul, să știți că parcă umbli 3-4 minute, nu neapărat în urcare, și așa pe drept și gâfui. Parcă nu-i destul oxigen, tot tragi, suplimentezi, iar mai mergi un pic, iarăși rămâi fără glas. Who can make me feel the way you do? Cause if I'm the ocean, you're the rain. We only need each other, baby, you know we're the same. That's right. Suntem în drumeție, gâfăim. Vrem să urcăm aici pe vârful ăsta să mai vedem o priveliște și apoi ne întoarcem. Restaurantul se închide pe la 3 și ceva și vrem să vedem și restaurantul în interior. Dar suntem rupți de oboseală de la aerul ăsta tare. Uite acolo, urcă Ionuț și îl ajung și eu din urmă imediat. Recomandăm să faceți o vizită la munte vara, indiferent că e în America sau în România. Spectaculos muntele vara. Am ajuns în vârf. Și a privit acest tablou minunat, cu toate pârtiile acolo în depărtare. Ce cuvinte să mai ai? Rămâi fără aer la propriu și la figurat. Uite, aici cineva sus și-a testat răbdarea. Frumos. Da. A meritat oboseala. All I need is you. Now and always, you and me, you and me. We don't need no one else than each other. You and me, you and me.
aplauze. Pornim încet, încet să ne urcăm și să ne bucurăm iarăși de coborâre, 20 de minute. Și suntem puțin pe fugă pentru că am văzut că în jur la Aspen, la 40 ceva de minute, e un vârf unde conduci cu mașina, un pic. Și poți să vezi de acolo un peisaj frumos și vrem să-l prindem pe zi. Așa că să ne grăbim puțin ca să ajungem acolo pe la 6, 6 și ceva și să-l prindem și la apus, dar și pe zi. Să putem face și acolo niște fotografii. Concert partea 2. Să nu vă zgudui prea tare. Am pornit spre Independence Pass, așa se numește punctul cel mai înalt în care putem conduce în drumul nostru spre hotel. Am luat un hotel lângă Vail. Vreau să zic în Vail, acum pe weekend pentru Labor Day, se găsesc hoteluri și la 5.000 și la 7.000 de dolari pe noapte. Ca să faceți o idee cât de exagerat sunt prețurile în stațiunile astea faimoase din America. Pentru că vă dați seama, 300 de milioane de americani, categoric că sunt suficienți oameni care sunt așa la un statut înalt și își permit să poată să vină aici și atunci de asta prețurile sunt fără număr pentru că tot timpul o să fie suficienți oameni cât să-și umple ei stațiunile astea. Interesant. Hai să vedem ce ne arată drumul din față, deși pare cam înnorat. Sper să nu ne strice planurile cu Independence Pass, că ar fi fain să îl prindem frumos. Ca să înțelegeți puțin ce înseamnă Aspen pentru americani, probabil că știți ce înseamnă Dolomiții pentru europeni. Ei, munții Dolomiți din Italia păzesc acolo sau găzduiesc cele mai tari resorturi pe parte de cazare, de hoteliere și de schi. La fel e Aspenul în America. El e top, după aia urmează celelalte, dar Aspenul e maxim. Am văzut-o astăzi, ați putut să o vedeți și voi cu noi și asta doar așa să facem o mică comparație, cu toate că nu se face prea mult pentru că fiecare e făcută într-un alt punct și la alte costuri și cu altă putere financiară. La primul popas aici și uite ce frumos, ce formațiune aici, ce munți stâncoși, uite și drumul, e destul de
strâns, așa. Nu, noi n-am fost niciodată pe Transalpina sau pe Transfăgărășan, dar ne închipuim că probabil e ceva asemănător. Nu știu dacă cei aici măcar poate să se apropie de ce avem noi în România, dar e oricum splendid. Drumul, stai așa cu inima în dinți puțin. Am încercat să filmăm cu GoPro, dar uite ce frumoși sunt munții și încet, încet parcă se luminează. Ne-am temut că vine ploaia și nu mai apucăm să vedem peisajele de aici, de la înălțime. Punct ochit, punct lovit se numește. Am ajuns pe vârful muntelui, am ajuns în vârful pasului. Asta e cel mai înalt punct pe care poți să-l atingi cu mașina și se numește, așa cum vedeți în spate, Independence Pass. Și suntem la 12.095 de feet. Poate vă scriem aici pe ecran să vedeți și în metri. E o altitudine impresionantă și mai ales că aici sus, priviți în spate, sunt tot felul de lăculețe. Animale nu am zărit momentan și pe vârful din stânga putem vedea chiar și un pic de zăpadă. E o liniște maximă atunci când nu trec mașinile, nu bate vântul și îți dă o atmosferă din asta așa puternică de pace, de liniște. Și ne bucurăm că ploaia nu a venit până la urmă, sunt nori, dar nu e ploaie. În schimb, au scăzut temperaturile odată ce am ajuns la altitudinea asta și cum se lasă soarele. E deja frigut, vedeți că ne-am luat amândoi pe noi hanoracele și șepcile și chiar și așa. Un pic trage frigul pe la picioare. Nu știu câte grade sunt afară, dar cred că undeva pe la 10, poate mai puțin. Pe acolo. Sigur e. În josul tablei scrie Continental Divide. Din câte am înțeles, asta înseamnă că aici se desparte apa pe hartă, nu știu exact în ce direcție o apucă, dar o parte se duce probabil spre sud, o altă parte sau poate o parte se duce spre vest, una spre est. Cei care știți mai bine și cunoașteți termenii ăștia, puteți să ne comentați și să ne spuneți mai exact care e treaba și despre ce e vorba în tablele astea în care scrie în semnele respective. Le-am văzut de multe ori prin America. Ne-am mutat puțin mai la dreapta să lăsăm și pe alții să facă poze cu semnul, că vă dați seama că toată lumea vrea să facă punct ochi, punct lovit, poză cu semnul. Drumul în sine a fost foarte fain, e calitativ făcut, nu găsești gropi, e lejer, se vine lejer. În schimb, am văzut de multe ori pe partea dreaptă că
balustrada e puțin avariată. Deci poate câteva mașini bune s-or izbit de margine sau ceva poate s-a iarna întâmplat, au alunecat. Poate iarna au alunecat și au lovit balustrada. Și cred că acum e momentul să vă inserăm niște imagini pe care le-am prins puțin mai devreme, chiar înainte să ajungem mai sus. Eu am intrat într-o stare așa de mini șoc, să zic, și m-am pus repede să filmez. Când le-am văzut spatele și coarnele, așa un fund din ăla gras, sănătos și multe coarne, cam greu ca să le număr, dar când o să ne uităm pe filmat, probabil că o să putem să le și numărăm. Foarte frumos, n-aveau nicio treabă, am dus și drona aproape de ei, nu foarte aproape ca să nu se sperie, dar am văzut că se uitau spre dronă, așa că vă lăsăm să vă bucurați și voi de imaginea pe care am prins-o. E cerb de Colorado, am auzit că de multe ori se vin în Colorado la vânătoare de cerb de felul ăsta, dar bineînțeles, când e permis treaba asta, sunt atâtea reguli pe partea de vânătoare, pescuit, plantele pentru ceaiuri, fructele de pădure, ciupercile, am citit niște reguli, cum că multe județe nu-ți dau voie pur și simplu să recoltezi nicio ciupercă. În unele județe îți dă voie, dar îți dă voie doar zona federală, acolo unde cei federali, adică guvernul federal stăpânește respectiva zonă, acolo poți să-ți cumperi un permis care poate să coste undeva la $5, $10 pe zi, sau poți să cumperi și adică cumperi permisul și ți se dă voie să culegi maxim 20 de libre și plătești $2 pe libră. Deci la final trebuie să treci printr-un filtru și ți se scântăriți bureții respectiv, ciupercile. Deci sunt reguli peste reguli, nu e ca în junglă, și aici mă refer la jungla din România, în care toată lumea se duce pe munte, culege cum vrea, chiar dacă nu e în zona lui, se duce cu sacii, rupe rădăcina, nu lasă porii să intre, să cadă în pământ și să se regenereze, să se multiplice ciuperci respective. Deci totul e regularizat aici. Sperăm că v-a plăcut vlogul de astăzi și Aspen și povestea de dimineață cu Glenwood Springs. Lăsați-ne părerile voastre în comentarii și suntem curioși să vedem dacă ați ajuns până aici, dacă v-au plăcut imaginile. E o vacanță reușită. Colorado e un stat spectaculos și cred că oriunde te duci în Colorado, cu siguranță nu dai greș. Așteptați încă un clip, probabil o să mai vină încă unul de aici, din Colorado, sau unul, cel puțin unul, da? Cel puțin unul. Așa că rămâneți cu noi pentru încă un clip, probabil peste câteva zile. Hai că înghețăm de fric, să facem și noi poză la Pass, aici la semnul Independence Pass. Bye! Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my